Astfel de breșe de securitate au devenit o normalitate, din păcate, posibil chiar pe fondul pandemiei, deoarece cel puțin jumătate dintre companii nu au fost pregătite ca toți angajații să lucreze de la distanță. Prin urmare, ne întâlnim cu situații în care digitalizarea peste noapte e posibil să fi creat erori în securitate, ce ar putea fi găsite și, bineînțeles, exploatate de către atacatori. De regulă, aceștia urmăresc colectarea a cât mai multe date personale sau financiare, atât ale companiei vizate, cât și ale clienților companiilor respective. Date precum nume complet, adresă, cod numeric personal, semnături, copii după documente și chiar și poze sau orice alte informații personale sunt de interes pentru atacatori. Toate aceste date personale ar putea fi utilizate apoi pentru furtul de identitate sau pentru a comite fraudă pe alte platforme, fără ca victimele să conștientizeze în timp util că a avut loc o astfel de activitate.